Finală nebună de Liga 2, 11 echipe au visat la play-off, doar 6 dintre ele sunt acolo după aceste ultime partide din sezonul regulat. Spuneți ce se întâmplă în play-off, se joacă tur-retur, cele 6 echipe pe care le vedeți joacă tur-retur, restul echipelor vor fi organizate în două serii, așa se va organiza play-out-ul și acolo se va juca doar un meci, între ele nu se va juca tur-retur. Din cele două serii de play-out, ultimele două retrogradează la finalul acestui play-out, iar locurile imediat următoare, locurile 5 din fiecare serie de play-out, vor juca baraj pentru menținerea în Liga a doua. Asta este povestea, destul de complicat acest program. Cum vi s-a părut discursul lui Enache? Un discurs de adio? Nu a apărut, dar nu a apărut nici convingător că este că hotărât să continue. Deci da. Cred că în acest moment este nehotărât. Sigur că este foarte trist. A muncit mult, a preluat echipa într-un moment delicat. La un moment dat a reușit să o aducă pe loc de play-off și echipa a jucat ceva. Au apărut și niște sincope, au fost multe probleme. Au pierdut acel meci cu Farul la Masa Verde. A fost acel meci istoric de la Recea cu toate lucrurile împotriva lor. Cu un penalti dictat aiurea, da? Despre care inclusiv, vorbea și Enache. Da? Da, inclusiv arbitrajul au fost... vreau să spun că ambele echipe care au jucat azi la Cluj au fost dezavantajate inclusiv de acea greșeală de arbitraj în favoarea miovenilor. Mm. Cel gol dintr-un offside mare. Da, foarte multe greșeli. Ușor de văzut. Și astăzi am văzut penaltiul de la... Ăsta e golul ăla superb. Ăsta e golul finalului de sezon din Liga a doua de la 48 poate metri. E golul campionatului din Liga a doua. Probabil, execuția da. E Pană. Absolut, da. Silviu Pană și cu adversar în spate. Senzațional, lovește. E golul perfect ăsta. 48 de metri, spuneați, nu? Cam da. Așa. Gol ala Hagi, am văzut aici la Liga a doua, dar sigur, o dezamăgire generală la U Cluj Petrolul, supărare generală, pentru că ambele sunt dezamăgirile acestui sezon. Și să vedem și penaltiul dictat pentru Cluj, sigur, nu s-a marcat, e acel penalti, dar și aici, o greșeală de arbitraj, ai un penalti. Jucătorul Petrolului își trage piciorul, am eu impresia, nu? Lucian, tu ai fost fundaș, ce poate să facă fundașul aici? Inițial este un contact, însă nu atât de puternic încât să se impună lovitură de la 11 metri. Problema este că jucătorul lui Cluj a căzut mult după acel contact. Exact. În momentul în care și-a dat seama că cade târziu de tot, nu mai are o poziție bună. Și am văzut și o pază, o să vedem, la Metaloglobus cu Rapid, tot o greșeală. Acolo a fost Colțescu arbitru. Sigur, arbitrii de Liga 1 au fost delegați în principal, că oricum erau liberi, dar aici o pasă la portar. Și aici pasă la portar, portarul ia mingea în mână. Se declanșează contraatacul și înscrie Metaloglobus pe contraatac. Dacă lăsăm faza până la capăt, să vedem că Metaloglobus dă gol. Da, păi dă portarul cu mâna, minge lungă, da. Deci și aici o greșeală, uite, ăsta e golul. Deci, putea să fie o greșeală de arbitraj, o viciere de rezultat. Viciere de rezultat, care să ducă Rapidul în play-out. Și Colțescu, când ai așteptări, vorba aia. Că... Totul la faza asta, nu cred că... Nu cred că o poți băga la pasă, la portar, pentru că fundașul nu are mingea sub control, e în luptă cu atacantul și efectiv e ca și cum ai face o intercepție. Face o preluare, este în luptă cu adversar, e interpretabilă faza. E interpretabilă. Dar el acolo vrea să o dea. Deci el părerea mea este că acolo vrea să o dea. Uitați-vă la el, da. El se deci uită. El acolo vrea să o dea. El se uită. Deci el vrea să o dea înapoi. Nu este vorba că a respins o minge. Atunci dai acolo, eu zic că acolo a vrut să dea. Da, e oricum. Da, e interpretabil. Bine că n-a fost o greșeală care să stabilească soarta meciului. Da, mai avem și altă. Să stabilească cine intră în play-off și cine în play-off. Exact. Dar ce se întâmplă la Petrolul? Pentru că, într-adevăr, ce spunea și Enache, este știrea anului în fotbalul românesc. Ce s-a întâmplat, pentru cei care nu știu, totul a pornit la o informație a celor de la știri pe surse.ro. Este site-ul care în premieră a lansat ideea asta, a venit cu ideea asta, cu știrea asta. Faptul că un oficial de la Petrolul, care mai târziu, căruia aici s-a spus și numele mai târziu în GSP, parcă Dogaru, vicepreședintele celor de la Petrolul, ar fi încercat să dea mită arbitrului de la partida Mioveni cu Aerostar.
Înțelegem de ce, că Petrolul nu vrea să câștige Mioveniul acolo și a fi încercat să dea, spun cei de la CSP, 5.000 de euro mită arbitrului de acolo. A fost interceptat, iar Comisia de Integritate de la FRF a anunțat anticorupția, iar Direcția Generală Anticorupție i-a făcut un flagrant acestui om, care a și fost reținut aseară și înțeleg că este cercetat în sub control judiciar, este cercetat în acest moment. Dacă se confirmă această informație și este adevărat ce s-a scris, cum spunea și Costel Ianache, este un lucru foarte grav. Extrem de grav, cu consecințe grave. Petrolul, ca și club, va trebui sancționat drastic, pentru că el, dacă a acționat, a acționat în numele acestui club, trebuie sancționat drastic, pentru că dacă începem să ne întoarcem la astfel de lucruri, cred că este ceva foarte grav. Bine, dar acum, sigur, părerea mea este că nu este un om de fotbal. Să poți să te gândești că poți să faci așa ceva în ziua de astăzi, este greu să cred. Flagrant. Este vorbim o de greșeală imensă. Este o poată, dacă se confirmă, repet, dacă se confirmă, trebuie să așteptăm sigur, organele așa competente normal, să-și facă datoria, să facă un anunț oficial cu privire la ceea ce s-a întâmplat, dar dacă este adevărat, este o pată în istoria clubului Petrolul și cu siguranță vor fi sancționați aspru, pentru că trebuie creat un precedent. Să dăm un exemplu, pentru că dacă nu va fi sancționat clubul, celelalte cluburi vor spune că se poate. Nu, hai să mergem și noi. Dacă se va dovedi și unii fac, înseamnă că civil va primi, va fi anchetat și va fi, nu știu, pedepsit, nu știu care e pedeapsa, în civil se va lua decizie și sportiv la Petrolul. Scrie e articolul 60 din regulamentul disciplinar, care spune retrogradarea echipei. Dar vă întreb eu acum, dacă avem chestia asta întâmplată câteva zile înainte de ultima etapă, FRF nu trebuia să vină cu o reacție? Este greu de spus. Ce facem, trebuie să ne gândim, astăzi România joacă cu Germania, deci cred că șefii federației erau ocupați cu totul și cu totul altceva. Însă și pentru mine este incredibil că în 2021, după atâta timp de libertate și vedem la ce nivel a ajuns fotbalul european și nu doar, noi să mai umblăm cu astfel de practici. Formidabil. Da? Deci, și acum, oricum, fotbalul românesc, pe lângă alte lucruri, suferea de lipsă de credibilitate. În condițiile în care au fost atâtea greșeli de arbitraj, te gândesc de câte ori s-a mai întâmplat acest lucru. Deci, se pierde enorm. Din toate punctele de vedere, fotbalul românesc, dacă se confirmă acest lucru și dacă nu se iau măsurile corespunzătoare, fotbalul românesc va fi foarte mult desferit. Deci nu credeți că trebuia să vină astăzi FRF-ul cu o nu știu dacă era o prioritate pentru ei. E weekend, comisiile nu lucrează, șefii erau ocupați. Nu merge asta, că e weekend. Nu știu dacă, cum adică e weekend? Păi da, nu știu dacă lucrurile astea la penale, că e weekend, că nu e weekend. Trebuie. Eu știu. Nu știu dacă cei de la DICOT au pus la dispoziția federației informațiile oficiale cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Pentru că se va face o anchetă. Federația a anunțat DICOT-ul. Sau Direcția Generală Anticorupție. Da, dar nu de poate ce? Să ia o decizie federația până nu vede exact ce s-a până întâmplat. Decizie, federația s-a sesizat, dar stau și mă gândesc acum ce a dus la acest gest din partea vicepreședintului la Petrolul. Pentru că, în primul rând, să poți să faci așa ceva, trebuie să ai ceva, nu știu, să se fi întâmplat asta. Și din ce am citit în presă, a încercat la un arbitru destul de greu de atins, adică nu este un arbitru. Cu relații, am văzut o declarație a cuiva un în apropiat al lui Deacon, acel deci, arbitru. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să te gândești înainte, Artenie, pentru că el acționa în numele unui club de tradiție, unui club mare. Vorbim de chestiuni penale, deci deja este și ceva incredibil. Mie vine greu să cred. Petrolul va avea puternic de suferit. Ne amintim ce s-a întâmplat cu FC Argeș, cazul Penescu, FC Argeș fiind retrogradat atunci. Deci cam asta este. Cam astea sunt urmările în cazul în care, sigur, se dovedește. Păi și el ca persoană va avea de suferit foarte el, mult. Sigur, el suferă penal. El e pasibil cu închisoare. Dar acum depinde. Dacă se va dovedi, sigur că nu fi acționat în nume propriu, dar
totuși el reprezintă petrolul. Mă gândesc că totuși nu cred că asta e strategia petrolului. Mi-e greu să cred. Poate a vrut incredibil, să despre ce vorbim, cum spuneați noastră, despre ce vorbim în 2021. Poate, în loc să vorbim de un gol scris de la 48 de metri, mai mult să analizăm din orice poziție, stăm să vorbim de alte probleme. Dar Lucian, gândește-te, și tu dacă ai fi acum oficial sau jucător la o echipă și ai fi primit în urmă cu 3 etape un penalti împotriva ta care n-a prea fost, stai și te întrebi acum. Acum faci niște legături. Păi nu? Corect. Exact, da. Și acum încep. În acest moment toată competiția și-a pierdut credibilitatea. Clasamentul, nu știi pe ce criterii este. Și dacă se va făcut. Confirma, iar o să ajungem în presa internațională, după clasamentul foarte strâns din ultima etapă, exact. O să ajungem și cu un caz de... Și în, în această situație toate echipele pierd sau li se retrag punctele cu petrol, nu știu ce se întâmplă. Bine, acum nu mai poți, sportiv, nu mai poți să acționezi. Asta ne-ar mai lipsi, să mai ajungem pe la task. Sau au uitat task-ul de noi în ultimul timp. Acum să ajungem din nou pe la task, se întâmple ceva. Cum a fost acum câțiva ani de zile cu echipe retrogradate, după care s-a început campionatul, a dus înapoi în campionat. Haideți că... Sperăm să nu mai trecem. Trebuie să încheiem. Da, n-am vorbit de România-Germania, am vorbit despre minunea din 2021. A fost minunea din 2021, a fost această ultima etapă din Liga a doua. Vă mulțumesc mult, domnilor, foarte rapid încheiem pentru că mergem la Formula 1, începe Marele Premiu al Bahrainului aici în direct, așadar aveți ce să priviți astăzi în continuare.